Hei, dragilor, eu sunt Cicin și bine v-am găsit la episodul 2 din Școala de Magie. Vă urez vizionare plăcută! Adunarea tuturor, vine doamna dirigintă! Bună ziua, elevi, și bine ați intrat într-un nou an școlar la Școala de Magie. Pentru început, vă rog să vă duceți la cabinetul medical al doamnei medic și să vă faceți câteva analize, ca să vedem dacă sunteți apți de luptă. Pe urmă, puteți să vă duceți să vă luați micul dejun. Și desigur, să vă pregătiți, pentru că după, intrați în prima sesiune de antrenament. Așa că pregătiți-vă! Poftă bună, fetelor! Da, sigur, mulțumim! Bravo, fetelor! Sunteți entuziasmate, nu-i așa? Eu sunt! Da, Spike! Deci abia aștept! M-am plictisit de când tot am stat toată vacanța asta degeaba! Deci abia aștept să facem antrenament! Da, știu, cred că tu ești cea mai răbdătoare dintre toți! Da, sunt cea mai răbdătoare, deci nu mai pot! Oricum, tu ești și cea mai energică. Eu nici nu știu dacă voi mai putea lupta. Păi, îți facem acum analize și ne uităm. Poți să intri în sesiunea de antrenament. Asta o făceai oricum și înainte. Nu-ți trebuie un liner pentru asta? Da, sigur! Și o să înveți să te antrenezi din nou. Și o să înveți și Eric, deși... Și o să îți iei linerul și tu cândva. Mulțumesc, Spike! Nu e nimic, eu doar te încurajez. Tu faci treaba. Da, ai dreptate. Hei, Santu, nu mănânci? N-am poftă, nu mi-e foame. Ok. Oh, San, nici n-am observat că ești aici. Da, logic, nimeni nu mă observă. Are dreptate, nici eu n-am văzut-o. Păi, San, de ce n-ai vorbit până acum cu noi? Pentru că am citit, am avut treabă. Asta nu e o treabă, poți să o faci oricând. Ok, bine, dar acum n-am chef să vorbesc. Ok, voi puteți să vă certați în continuare. Eu cu Violet ne ducem să ducem gunoiul. Da, sigur. Ați terminat? Am terminat și ne plictisim. Voi mereu vă plictisiți. Da, pentru că noi facem chestii, nu ca voi. Vrum, cu viteza luminii am ajuns și am dus gunoiul. Yay, uimitor! Și avem și martori. Cra, cra! Super, cred că îi place și lui. Da, probabil. Nu o să mi-a placă pentru mult timp. Inimini, magie, să taci și tu să taci. Acum veniți cu mine. Rarity, anul ăsta! Scuze, dar trebuie să merg încet, altfel mi se deranjează coama. Haide, ia-o pe cealaltă, trebuie să mergem. No, vină cu mine. Cra, cra, cra! Dar de ce ești așa răutăcioasă cu noi? Noi doar te-am întrebat ce faci. Da. Dar ce vă pasă vouă ce fac eu? Oricum nu e ca și cum ați fi vorbit toată vacanța cu mine. De ce vă mai pasă acum? Pentru că acum te-am observat. În fine, tu ești răutăcioasă, nu noi. Da, adevărat. Da, San, tu ești răutăcioasă. Da, San, chiar nu înțeleg ce-i cu ele. Ce ți-au făcut? Nu mi-au făcut nimic, ok? Mai ales tu. Tu chiar n-am ce să discut cu tine. Da, și eu ce ți-am făcut? Apropo, Beatrice, ce-i între tine și Eric? Sunteți împreună? E vreo problemă? Nu, mie chiar mi-ar plăcea dacă ați fi împreună. Păi da, suntem împreună, dar el nu cred că v-a zis asta, pentru că el e mai rușinos de fel. Lol, eu n-am observat că e o atracție între voi. Ba da, încă de la început, chiar n-ați observat? Da, mulțumim, adică nu putem să lăsăm aici. Deci, cum ai spus că te numești? Eric, voi? Eu mă numesc Violet. Eu, Beatrice. Ce nume frumoase. Da, mulțumim. Da. Păcat că a plecat. Da, chiar era drăguț. Ok, dar nimănui nu-i pasă. Cred că e geloasă. Nea, nu păreau să fie ceva între ei. Poate. Și dacă a fost, nu mai contează. Eric are ochi doar pentru mine.
dacă spui tu. Auziți, fetelor, cearta ca cearta, dar doar eu observ că fetele nu mai vin, s-au dus să ducă gunoiul, de ce le-a atât? Nu știu, hai să mergem după ele. Ok. Deci uite, aici nu sunt. Acolo nu sunt, unde sunt? Poate s-au întors înapoi. Sigur nu s-au întors înapoi, tu vezi de cât timp au lipsit? Poate s-au dus să se uite cum e prin zonă. Știu și ele prea bine cum e prin zonă. Ba nu, că e un sediu nou, dar am voi fost aici în misiuni. Totuși ce? Dacă au dispărut, trebuie să ne gândim uneori și la ce e mai rău. Bine, ai dreptate. Băi, Toile, dacă stau să mă gândesc mai bine, cred că ar trebui cineva să se ducă să o anunțe pe diriga că au dispărut fetele. Poate nu-i chiar așa important. Dar totuși... Hai bine, mă duc eu să anunț pe diriga. Bine, eu curăț astea. Doamna dirigintă, scuzați-mă că vă deranjez, dar au dispărut două eleve. Ce să facem în cazul ăsta? Cum adică au dispărut? Le-am căutat peste tot, nu mai sunt. Ok, o să sun eu la poliție. Voi încercați să ne mai căutați până una alta. Da, sigur. Io, io, io. Copitele sus. Nu, 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 ele sunt eleve, nu au făcut nimic. Alții sunt făptașii. Ok, deci ce s-a întâmplat aici? Ați fost cu ochii pe loc? Nu, dar m-am gândit la o idee. Aș putea să o sun să văd dacă îmi răspunde. O să o sun pe Natalia. Nu, se întrerupe. Nu cred că are telefonul cu ea, ori îl are stins. Aoleu, o să investighez un pic locul și zona. Și o să iau interviu tuturor. Păi n-a fost nimeni la fața locului. Măcar să știu cum s-a întâmplat. Da. Degeaba le căutați, oricum nu mai sunt aici. Leila, ai auzit tu și tu sau am auzit doar eu? Cred că ai auzit doar tu, depinde ce. Papagalul, l-a spus ceva. Doar a ciripit. Nu, 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 deci eu l-am auzit. Pentru că tu poți auzi animale, dar stai, nu poți să-ți folosești liner în afara echipei. Nu e vina mea, eu le aud fără să vreau. Da, bine, ai dreptate. Și zic, ce a spus? Ce a spus? A spus că le căutăm degeaba, că oricum au plecat de aici, că nu mai sunt aici. Ok, păi atunci mi-a venit o idee. De ce nu întrebi pe papagal ce s-a întâmplat? Poate el a văzut. Ai dreptate. Hei, papagalule. Da, Emma, ce? Poți să ne spui dacă ai fost martor și ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat cu cele două fete? Da, una roz și una albă cu părul verde. Da, sigur, le-am văzut. Au fost jefuite, cred. Adică au venit dintr-o dată doi ponei. Pe unul știu că chema Reality, pe celălalt n-am auzit. Și le-au luat și le-au făcut o vrajă ca să nu mai poată să vorbească, să țipe după ajutor. Mulțumim! Cu plăcere, și altă dată vă ajut pentru că eu sunt de partea binelui. Mulțumim foarte tare, ești un drăguț. Și altă dată. Hai să ne ducem să vorbim cu fetele. Da, să le spunem. Fetelor, fetelor, am aflat. Am vorbit cu un papagal care era de față și l-a văzut totul. Le-a furat cineva, au fost jefuite. Oh my god, și ce o să facem? Nu știu. Fetelor, sunteți gata să înceapă ora de antrenament? Ați găsit prietenele voastre? Nu, doamnă, dar știm unde sunt aproximativ. Unde? Păi, am aflat de la un papagal, că eu pot să vorbesc cu animalele, că au fost duse în stânga de două fete și pe una o chema Rarity. Dacă e Rarity aia pe care o știu eu... Care e Rarity? O infractoare. Bine, un ajutor. Sunt o formație mai mare pe care nu i-am prins niciodată noi cu adulții. Ce vă face să credeți că o să-i prindeți voi? Păi, odată ce le-au prins pe colegele noastre, trebuie măcar să încercăm. Da, așa e frumos. Ok, atunci... Haideți, puteți lua și trăsura. A zis cineva trăsură, sunt gata. Și puteți să vă duceți să le căutați. Vă urez succes. O să vin și eu mai târziu, momentan am niște treabă. Și plus că trebuie să dau declarații și să anunț părinților ce s-a întâmplat. Ok, hai Spike. Oh, da, și sigur nu o să uităm de tine. Vrei să vii cu noi? Cip, cip. Ok. Regina, v-am adus noile prizoniere. Intrați, fetelor. Iar dacă ți-a plăcut acest episod și vrei să continuezi seria, nu uita să apeși pe butonul de like. Eu te-am pupat, ne vedem data viitoare și nu uita de share, subscribe și să intri în descriere unde am Instagramul și unde am un Instagram nou, un cont de Instagram nou.
cu poze, cu ponei. Dacă nu v-au ajuns filmulețele, puteți să vă uitați și la poze cu ponei, care sunt foarte drăguțe.